Jurnalele RTT. Știri la fix. Numai puțin de 23 de autovehicule au fost implicate în accidente și tamponări miercuri dimineață după ora 7 pe ocolitoarea Brașovului în zona intersecției cu drumul spre Sâmpetru. Patru oameni au fost răniți și au fost transportați la spital. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stins incendii cu apă și spumă și trei echipaje smurt, a precizat lui Zadănilă, purtător de cuvânt la Isu Brașov. În primul accident au fost implicate șase mașini, în al doilea alte două. Celelalte 15 autovehicule au fost implicate în tamponări ușoare. În această dimineață, pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov, la kilometru 12, s-au produs două accidente rutiere, respectiv unul în care au fost implicate șase autovehicule și un altul în care au fost implicate două autovehicule. De asemenea, pe acela sector de drum, în proximitatea celor două accidente, s-au înregistrat și câteva evenimente rutiere, tamponări fără victime. Inițial, direcția de deplasare spre DN13 a fost blocată, ulterior acționându-se pentru deblocarea acesteia și fluidizarea traficului. După deblocare, traficul pe ocolitoare spre intersecția cu DN13 s-a desfășurat inițial pe o singură bandă, iar după ora 10 a revenit la normal. Trei oameni au fost răniți în această seară, înainte de ora 17, după coliziunea frontală a două autoturisme în comuna Feldioara, Au intervenit două echipaje smurd, o auto specială destins incendii cu apă și spumă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Traficul blocat în totalitate în urma accidentului de pe DN13 la intersecția cu DC39 spre Crisbav a fost reluat în jurul orei 17.30. Cele 22 de utilaje care asigură dezăpezirea brașovului au fost prezente în această dimineață pe străzi încă de la ora 4. Temperaturile nocturne negative au dus la apariția poleiului, astfel că municipalitatea a luat decizia împrăștierii de material antiderapant. Începând cu ora 4, cele 22 de utilaje au intervenit pe raza municipiului Brașov, având prioritate bulevardele principale, podurile școlile, instituțiile și așa mai departe. Acum, de la ora 7.30, avem 16 utilaje care au rămas în trafic pentru a acționa în cartiere și pentru a interveni pe străzile secundare. Până la ora 9, s-au folosit aproximativ 120 de tone de material antiderapant, astfel încât în Brașov se circulă în condiții de siguranță pe raza municipiului. În aceste condiții în municipiul Brașov se circulă în condiții de siguranță. Autoritățile le amintesc conducătorilor auto că temperaturile în această perioadă sunt negative, mai ales noaptea, așa că șoferii trebuie să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum. Activitatea de dezăpezire pe toate arterele de circulație din municipiul Brașov este asigurată de către Comprest, cu excepția tronsoanelor 1, 2 și 3 ale ocolitoarei, unde dezăpezirea este asigurată de CNIR. credincioși ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc astăzi botezul Domnului Praznic Împărătesc, cunoscut la români ca Boboteaza, când are loc sfințirea apei. Temperaturile nefiresc de mari pentru această perioadă au făcut ca acesta să nu existe tradiționala cruce de gheață la Biserica Academiei Henri de pe strada Mihai Viteazu. Enoria și își amintesc cu nostalgie cum ani la rândul de Boboteaza erau întâmpinați la intrarea în curtea bisericii de crucea sculptată îngheață de câțiva voluntari. Inițial în răsărit Boboteaza era sărbătorită pe 6 ianuarie împreună cu nașterea Domnului. Din secolul al IV-lea a fost adoptată și în Biserica Apuseană, fiind cunoscută și ca sărbătoarea celor trei magi. Tot atunci au fost despărțite cele două mari sărbători. 25 decembrie fiind data stabilită pentru prăznuirea nașterii Domnului ca în apus și 6 ianuarie pentru Bobotează. După slujba din ziua de 6 ianuarie în care se sfințește apa, credincioșii participă participanți la slujbă au fost stropiți cu aghiazma mare și apoi cei care nu au mâncat și nu au băut nimic după ora 24 au putut chiar să bea din aghiazma mare. Anul acesta și la Brașov, apa sfințită a fost dată credincioșilor spre a fi luată acasă și gata îmbuteliată. Oamenii și-au putut lua și din butoaie. Apa sfințită se poate bea timp de 8 zile dimineața înainte de masă. Agheasma poate fi administrată și bolnavilor în decursul anului sau poate fi folosită pentru stropitul locuinței, al gospodăriilor sau al animalelor. În multe zone etnografice, inclusiv din țara Bârsei și țara Făgărașului, oricât de frig ar fi fost, flăcăii se scăldau în râu. De asemenea, există obiceiul ca preotul să arunce o cruce mare în apă, pentru ca mai mulți bărbați să se arunce pentru a o scoate. Anul acesta însă au existat restricții impuse de pandemie. Se spune că vremea din ziua de bobotează prezice ce fel de an va fi. Cum știți, la Brașov, vremea a fost frumoasă. Peste 1300 de persoane din județul Brașov au fost vaccinate până acum anti-COVID-19. Instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, până miercuri 6 ianuarie au fost distribuite centrelor de vaccinare, care funcționează în unitățile medicale din județ, 2255 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Numărul persoanelor imunizate, prima administrare până în data de 5 ianuarie, este de 1361. Dintre acestea, o persoană a prezentat reacții adverse minore, febră, frisoane, dureri musculare, care au dispărut. Incidența acumulată a crescut din nou în județul Brașov de la 2,46 marți la 2,57 miercuri. 1679 de persoane din județul nostru sunt cu test pozitiv la noul coronavirus, din care nouă înfocare. Șapte dintre localitățile județului au incidențe acumulate la mii de locuitori pe ultimele 14 zile peste 3. Orașele Gimbav 3,95, Brașov 3,62, Predeal 3,42 și Zărnești cu 3,03 și comunele sunt Petru Teliu și Dumbrăvița. La polul opus sunt nouă comune cu incidență zero. Din nou Brașovul raportează peste 200 de cazuri noi de COVID-19. Până miercuri 6 ianuarie pe teritoriul României au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 25.873 sunt din județul nostru. 586.764 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 5 719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 206 dintre acestea sunt din județul Brașov. Distinct de cazurile nou confirmate, 728 de persoane au fost retestate pozitiv, iar 24 dintre acestea sunt din Brașov. Până miercuri au decedat 16299 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 5-6 ianuarie au fost raportate 121 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 77 de bărbați și 44 de femei, erau internați în spitale din 30 de județe și din București. 8 dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria 50-59 de ani, 23 de decese la categoria 60-69 de ani, 46 de decese la categoria 70-79 de ani și 37 de decese la persoane de peste 80 de ani. 116 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 5 pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8847. Dintre acestea, 1070 sunt internate la ATI. Până la această dată la nivel național au fost prelucrate 4.902.726 de teste. Dintre acestea 34.343 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.072 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.271 la cerere. Pe teritoriul României 26.141 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.711 persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 40.672 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată sunt 47 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 5 ianuarie 4.283 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 708.350 de lei. Vă reamintim la linia tel verde 0800 800 165. Pot fi sezizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. se suplimentează măsurile de creștere a siguranței cetățenilor la traversarea străzilor pe trecerile de pietoni. Reprezentanții primăriei Brașov au discutat din nou cu cei poliției municipiului pentru găsirea celor mai bune soluții în vederea creșterii siguranței la trecerile de pietoni. Se știe, iarna este necesară de montarea opritorilor din zonele trecerilor de pietoni pentru a nu împiedica dezăpezirea străzilor în caz de nevoie. În aceste condiții, municipalitatea a propus o altă măsură am propus ca și municipalitate, celor de la poliție să găsim alte metode care să fie mult mai eficiente. Ne interesează siguranța pietonilor, ne interesează o fluidizare a traficului, iar acest lucru cred eu că poate fi mult mai bine făcut cu ajutorul semafoarelor. Am propus o serie de treceri de pieton care vor fi sistematizate cu semafor vor fi semaforizate cu buton pentru a putea să temporizăm și pe de altă parte să asigurăm fluența traficului. 38 de puncte din oraș vor fi semaforizate sau vor avea treceri de pietoni cu buton. O altă măsură propusă este iluminarea suplimentară a trecerilor de pietoni pentru ca oamenii să fie mult mai vizibili pentru șoferi pe timp de noapte. S-a stabilit că vor fi iluminate suplimentar trecerea de pietoni din zona colegiului Nicolae Titulescu, trecerea de pietoni de pe strada 13 decembrie, înainte de sensul giratoriu de la Făget, în direcția de mers către cartierul Tractorul. Trecerea de pieton de pe strada 13 decembrie, între sensul giratoriu de la Făget și pasajul de cale ferată. Trecerea de pieton de pe strada Henri Coandă, la intersecția cu strada 13 decembrie. Cea de pe bulevardul Griviței, după sensul giratoriu, cu strada Aurel Vlaicu și Plevnei, în direcția de mers către pasajul Fartec. Bulevardul Eroilor, la intersecția cu Mihail Sadoveanu, pe strada Nicolae Titulescu, în zona Carpatex. La toate trecerile de pieton de pe strada Crin, pe strada Poienelor, în zona terminalului Rat, la benzinăria Lucoil, pe strada 13 Decembrie, în zona terminalului Rat-Rulmentul, la SPGK. Lucrările de iluminat suplimentar presupun montarea unor stâlpi galben-negru pentru a semnaliza zona trecerii de pietoni pe timpul zilei și cu corpuri de iluminat tip LED. Modificările în ceea ce privește contractele de furnizare a energiei electrice au condus la formarea de cozi la sediile furnizorilor și la Brașov. Spre deosebire de ieri, cozile au fost totuși mai mici pentru că lumea a mai aflat de amânarea termenului. Cu toate acestea, zeci de oameni așteptau și astăzi să poată intra și să opteze pentru o nouă formă de contract. Liberalizarea prețurilor în cazul acestui serviciu include anumite aspecte care fac ca un utilizator casnic să plătească mai mult decât până acum, dacă nu își reînnoiește contractul. După ce au văzut reacția populației la modificarea legislativă, autoritățile au decis să prelungească termenul în care se pot încheia noi contracte cu furnizorii, fără ca factura să fie afectată de aceste modificări, până la 31 martie. Bine ați venit în sala virtuală de concerte, vă spun reprezentanții filarmonicii Brașov. Asta pentru că și în 2021 campania filarmonica la tine acasă continuă, joi 7 ianuarie de la ora 19. Melomanii sunt invitați pe paginile de socializare ale instituției Facebook și YouTube să urmărească transmisiunea live a concertului ce are în program un repertoriu de notorietate. Respighi, suita a treia din arii și dansuri antice și Haydn, sinfonia numărul 101 în re major ceasornicul, eveniment ce se va desfășura sub bagheta dirijorului George Hariton. Un eveniment în care orchestra sinfonică îl va avea la pupitrul dirijoral pe dirijorul George Hariton. Lucrări frumoase, lucrări cu culori sonore, cu nuanțe discrete, lucrări ce aduc în atenția melomanilor parfumul de altă dată al discursurilor muzicale elegante de un rafinament aparte. Astfel că evenimentul marchează începutul unei activități culturale ce stă sub semnul adaptării la o altă stare de normalitate, o stare de normalitate ce se dorește a fi trăită și simțită de publicul meloman și nu numai. Și de această dată, accesul la concert este gratuit. Jurnalele RTT. Știri la fix.